Din nou la Cramatohan, e un nou episod din rubrica Ce vin bem, iar Mihai astăzi ne va prezenta un vin alb sec, cuvetohan. Mihai, te rog să ne prezinti mai multe despre acest vin. Astăzi am ales acest cuvetohan, dat fiind faptul că e și un produs nou lansat anul acesta și cred că am mai discutat la un moment dat despre el, dar cum ziceam și atunci, proaspăt împuteliat, acum deja vorbim de un vin care a evoluat o perioadă în sticlă. Și haideți să vedem un pic ce ne ascunde acest vin. Avem în primul rând ca și cupaj Sauvignon Blanc, fetească albă și tămâioasă românească. Ca și alcoolemie mergem cu 12,9%. Și ca și an avem 2022. Anul recoltei, trecut? Da. Dacă el a apărut undeva, eu știu, în aprilie-martie, deja putem spune că vinul a evoluat în sticlă într-o oarecare măsură. Vorbim de un an și... Vorbim încă nu un an. Cam un an de când a fost cules, ca să fiu sincer. Încă e un vin tânăr, se vede asta și în culoarea lui, în reflexiile verzui. Ne place ideea de dop cerat, dar tot timpul trebuie să fim atenți la deschiderea sticlei de vin, să nu ne apucăm să ne chinuim pe aici cu ceara, să o dăm jos cu cuțitul de pe tirbușon, ci putem penetra direct ceara și să scoatem dopul. În nas avem în primă instanță fructe, eu știu, albe, galbene, aș zice că avem niște note de pară, niște flori de câmp, flori de primăvară. Avem o aciditate ridicată. E un vin culinar, dar sincer să fiu, în același timp postgustul ne lasă un gust plăcut în gură, o nuanță interesantă, cum ziceam, de fructe. Îl recomand, bine răcit. Acum îl servim la temperatura potrivită, era un pic mai rece, dar l-am scos ca să se încălzească puțin. Îl recomand în zona de preparate din pește. Chiar m-aș duce, eu știu, în zona de calcan, cu niște lămâie lângă, bineînțeles, ca să mai să-l facă un pic mai ușor de băut după experimentul cu agilitatea de care am tot vorbit. Dar îl recomand și cu apă bună. De ce? Pentru că avem nevoie tot timpul, mai ales când vorbim de un vin de calitate, de o apă de calitate cu care să ne curățăm palatul. Și vorbești din apa, o putem pune în pahar? Sau nu, în pahar, lângă, tot timpul lângă. Tot așa, pentru astăzi am ales o apă care a primit în ultimii 7 ani Superior Taste Award la Bruxelles. Am considerat că lângă un vin de genul ăsta merităm și o apă de genul ăsta, vorbim de Aura. Cuveul Tohan, în perioada asta e absolut fenomenal. De ce? Pentru că nu mai e la fel de cald afară. Putem să ne bucurăm de el... nu doar ca șpriț, cum știm, da, că s-a consumat destul de mult anul acesta, în special în perioada verii, ci și sec. Vă așteptăm la Cramatohan în perioada asta, avem și o reducere la acest vin. Dacă până acum a fost 55 de lei sticla, acum îl găsim undeva pe la 46. Practic 5 plus 1 gratis. Vă așteptăm. Ofertă bună. Vă așteptăm la Cramatohan.